Nu, așa. Angie, hai și ia-ți de aici acord. A, ți-ai iaurt? Ok. Luăm la bunica pâine. Trebuie să fie cornuri. Cu cașcaval, cu susan. Două. Asta e pâine de la Macea. Da? Da. Șeful de la Macea. O pită foarte faină. Cea mai bună din zonă. Ah. Nu vrei pâine? Eu cred că mai ar trebui să-mi dai un... Da. Da, că e puțin. Ui, ui. Ca astăzi avem mai mulți oameni la masă. Da. Domnul Traian, am venit la tine. Cu bunica mea pentru brânză faină de oaie. Puteți să-mi dați. Că-i mic, sărat. Doamne, ce bun e. Imediat mă se termină. Foarte bun. 44 de lei se poate? Bunica, cum vrei tu, nu vei în fiecare zi aici la... Mami, am și mie un chil. Da. Ha? E bun așa? Mai vreau, bunica, mai vreau. Sunt dificultatea din care mi-a dat cu gust. Nu, aia tot costă. Toate? Toate. Și Claudia, ceva. Ok. Ar fi 79, 70 de lei, 9 de parte. Bine, atunci. Bun. Pentru nepoată, pentru nepoată. Să-i luați o înghețată. Vă dată pe nepoata. Bun. Suficient. Bun. Atunci să-i dai pe o înghețată. Îi dau, te două. Da. Asta de aici ce e? Știe domnul Traian de care vreau. De asta care mi-a dat să gust. Vai, Doamne, bun a fost. Ce ți-am dat? Bun și faci puțin? Puțin sărat. Exact. Puțin sărat. Da. Da. Angie, ia brânză. Ei, să avem noroc pe tare. Sărămânuța. Eu te-am dus la cine am eu încredere. Nu, când îi zice că îmi trebuie brânză aici să vii. Ce a zis? Da? Nu știu dacă e din asta. Da, zic, pe gustul tău sau? Ce-a rămânit de corn, nu se poate. Domnul să vă vine cu linteze, mulțumim. Nu este din asta care văd aici, este foarte bine. Vine aproape din asta. Doamne. Aici m-aș opri. Aici m-aș opri și m-a săturat. Aia ce, mami? Aia e fără sare. Aha. E cașul. Cașul nu are gustul ce are sare. Dacă e cașul. Nu,
A, avem ca și uscat. Este și de iată. 70. Doamne, e numai de oare. Aveți? Cuvântul meu de om. Deci Iisus Dumnezeu se le vede. Nu mintu față de oare. Păi dacă e proaspăt de asară, ce se fute? Cum se fute? Lapte de oare. Aia e mai maturată. Aia care aia e maturată, asta e proaspătă. Păi tot din materialul ăla. Da, bun. Mulțumim, vânzare. Ioi. Vânzare bună să aveți. De să duc eu ceva de la tine. Ok. La domnul Gunelă. Am zis data trecută că o să iau de la domnul. Uite că am uitat. Când l-am văzut, mi-a amintit. Aici e curcan și așa. Curcan. Curcan și pui și rață. Uite cât e o aripă, cât e un țâmp acolo. Nu știu că e paletă de tenis. Ai văzut frenci și bate. Cum? Frenci și bate, i-ai văzut? Da, i-am văzut. Exact, exact. The Flintstones. Mă uitam eu la ei. Tata zi-a cântat mea Badabadu. Eu mi-s calul de bătaie. Am luat brânza, una am rezolvat, mai trebuie să iei bunica fructe. Multă lume mi-a spus că avem o piață foarte faină, într-adevăr e foarte faină, nu avem ce să spunem, doar că prețurile ar fi bine să mai scadă o țară, că scad mari. Bună ziua! Până la urmă! La piață. Angelii, mergeți! Vai, domnul Ionică, unde ai plecat? Eu iau bucata asta toată și plec cu ea. N-ai cum. Dă-mi șervețel, te rog. Vreau să-i fac doar reclamă, să vină lumea să o cumpere. Nu, dar n-am niciun șervețel. Nu lasă că... Îmi ling degetele. Foarte, foarte. Lasă că vine muierea și poate are la ea șervețele omeni. Aveam normal câte o cumpă, dar să mă gândi să mă gândi. Da, la Mirela îi place așa ceva. Dar care să iau pelie din asta? Au, dar... Astăzi ce e? Marți? Da. Mai două zile. Da. Ce două zile? Mai mâine. Da, mai mâine, da. Deci astăzi și mâine, două zile, nu? Poate să mânce tâmplisă. Că ea mâncă, noi nu prea mâncăm așa multă clisă. Acum vine domnul Ionică. L-am văzut. El are nucă faină. Clisă faină, dar și o inimă faină. Are, de tot. O mergi la plimbare, prin piață? Unde dispare piața?
O mers la plimbare, prin piață. A, ia că te-l văd. E la doamna Ana, ia că te-l că vine. O mers să guști nuca de la alță. Acum vine. Te vezi pe Facebook. Ai o clisă? Mă duc. Am. Ce-a fost asta? Ce s-o guști? E așa așa bătata. Tai-am așa, uite. Nu pot tai așa, că nu, abia o tai. Nu poți să tai, nu? Ia, nu-i. Mami, dar asta, uite asta așa. Așa. Da. Hai să dau înainte să guști. Nu, nu-mi da. Poți să rămân, nu? Dacă ai dacă ai tăiat. Așa. Domnul să fie binecuvântat. E fain, nu? După după mie, păi... Dacă mai fi dat în partea asta. Nu poți tăia cum vrem, da? Nu e așa. Fain, ei. Pentru Mirela o luăm. Pentru sora mea. De unde e plecată ea? Că e plecată undeva. Ia, în Germania stă. Germania. Germania. Cum ai acasă? Sunt 2-3 zile. Dar n-am. O picat un leu, doamnă. 19 lei. Da. 20. N-am mult. Foarte fain. Știi ce-mi place? Are gustul ăla un pic așa amărui. A mie aia îmi place mai mult. Dar aici nu peste tot, aparatul. Aici așa. Aici așa are gust fain. Nu pot vorbi. Foarte fain. Îmi place gustul ăla, gustul și ăla. Gustul și ăla, ăla care-i spui tu, ăla îmi place și mie. Și mie place ăla. Ăla care-i bun pentru plămâni. Da. Da. Bine, nu la. Ai bonusul nou. Mulțumim mult. Să fii sănătos. Și dumneavoastră. Sănătate. Sănătate. Ma, hai să vedem unde e Andy cu bunica, cu mers la toaletă. Ce-o zis că vrea să ia cireșe? Da. Uite aici foarte este faine, cireșe. Foarte faine, foarte faine. Cireșe. Au, știi ce ar trebui să mergi? Să aduci direct aici, că numai aici este așa mai faine. Ok. No, ne continuăm cumpărăturile, bunica și-a luat până acum la brânză, fructe mai trebuie să-și ia până bunica se plimba. Noi am luat și clisă pentru Mirela, am luat și roșii, dar n-am filmat că m-au trimis să duc la mașină. Nu, nu știu de fapt ce-a făcut mami, că tot m-au trimis la mașină, să pun la mașină. Ai luat cireșe, mami? Ai luat? Ok. Hai, da, hai. Wow, da, unde-ți băiețul? Ești de kilogram. Nu mai ai bani, mă duc să scot? E destul. Mare. Nu, știi ce? Uite, dacă vezi, las telefonul, filmezi tu și mă duc să scop banii, ok? Deci, au vrut să-și iei cireșe, dar îl așteaptă pe Daci și acum ne plimbăm. Ia să vedem pe unde. Ai grijă? A, așa. Să vedem. Ce lupeniță faină. Următorul la dreapta și pe stânga. Ceapă, fasole verde. Ce fain arată. Kilogramul care mai mult de jumătate de kilogram. 4 lei. Mhm. Uh-huh. Sau 3 lei. Bine. Eu usturoi nou. Deci la fel. E la fel. Mhm.
Atâta. De sare. Cum le cântărește? 3 și aproape 200, 3 kg. 3 kg. Le pun într-o pungă? Ok. Dobleceului 2 lei. De migdale. Sâmbur de migdale. Punem în două pungi, doar. În trei, în peste patru. Da. Da. Vrei să faci gem? Da? Compot? A, știi tu, ok. Știi tu ce faci. Da, să mai punem în una. La iarnă când ai mâncat una din asta? Da, e, fără pungă. Ține din ieftin, nu vă trebuie. Leuștean. Le leg? Da, puteți să ne legați. Da, exact, da. Am știut că dacă vezi, vă urmărești. Nu vă. Uite, pun la bunica. Așa. Aici am geantă la tine? Ok, stai să-mi iau treburile mele. Nu mai pot să vezi. Așa. Facem piața cu bunica la Andi. Da? Care e Andi? Așa. Asta care știe eu. La Londra. Da, să vă trăiască. Mulțumim. Dar noi, dar mi se pără mai tineri acolo. Sau mai slabă. Nu știu. Nu știu. Chiar nu știu. Și cu băiatul, și băiatul vă dați și cu băiatul. 30. 30. Nu înțelege ceva mai bună dată. 200 de grame gratis. Nu mai aude. Ai văzut? Mente, nu vă trebuie. Ce? Noi. Poftim? Ce-ați spus? Mente. A, mentă? Avem acasă, avem, avem. O zi bună, e? La fel. Nu ce faine roșii are, doamna, vezi? Nu ce mai vrei să iei? N-a venit la mine altădată. Vrei roșii? Venim. Nu, început a fost la mine. Are roșii. Ce vrei? Ce mai vrei? Ce vrei? Nu mai vreau nimic, ți-am spus că vreau fructe și am la brânză și... Am caise foarte bune. Caise... Aici, nici mie. Nici mie nu mă, numai piersicile m-au plăcut. Deci cine și de acolo mai vrei să iei? Nu mai iau dacă am de aici. Ok, okay, nu bun atunci. Multă sănătate. Multă sănătate. Nu bun. Dacă vreți, mergem până la Macu Galde, nu? Poftim? A, nu, mulțumim. Nu îi trebuie roșia. Am vrut să nu mai te prind, dacă nu mai vrei nimica. Și merem direct la Macu Galben. Da, hai că merem, o să vezi acolo fetele de la Macu Galben. Să te vadă. Da. Și stai jos acolo pe scaun, ca un scaun, și stai jos un pic acolo. Mai bine. Am pe
Vinete galșa. Vinete galșa. Păi brânza aia, iată, tălcoș și venit. Ce mai trebuie să aștepți? De ce, nu o să vă dat? Păi cine știe cum se bagă? Păi cine știe cum se bagă? Păi când se bagă, nu? Treaba ei și merem la petele de la Madrugada. Îți dau eu bănuț? Nu, nu mai intră. Și-o lua. De cardul. Păi stai că acum îl pierde, lasă că îl dau acasă. Îl dăm acasă. Că n-are geanta la ea. N-are geanta la ea. Aici e geanta. E plină la mașină direct. E plină. Îl dau acum. Lasă-l acolo. Sau lasă-l acolo pe mai târziu. Merem la mașină direct. Merem la fete un pic. Hai să merem la fete. Hai să le cunosc. Da. Înainte să le cunosc la noi acasă. Eu trebuie să filmez. M-am speriat când am văzut. Că am văzut că au intrat și când am văzut, din cauza asta nu mi-au dat aici, știi? Și m-am dus la BLD și acolo mi-au arătat că nu au intrat. 403 la 10. Nu mergem la fete cu bunica, cu bunicile amândouă. Așa, mai corect vorbit, mai corect spus. Dar aici văd că este... Punem pe pauză. Am vorbit cu domnul. Bună ziua, fetele. Bună ziua. Să vedeți cine vine la voi. Știu, am bănuit că o să vină. Vine domnul de la Timișoara să mă ceară cu ei ca mine. Știu, știu. M-am întâlnit cu el. Încet, asta e că folosiți un cuvânt. Ce? Nu știu cum. O zis că-i răcintă așa. Bună bunica! Ce face? Noi suntem fetele de la Mancugale, Mari. Și cu ei, că ați auzit de noi, așa-i? Și mie mi-au spus. Trebuie să dau un scaun să stați jos? Cred că da. Așa-i? Ăla mai rezistent, Mari, bine? Ăla mai... Mai țapă. Nu ăla. Are să iau cu spate. Uite ce plăcinte face fetele astea. Uită-te. Uită ce chef. Bunica. Domnul, că-i plăcinta cu mere, un cuvânt. Senzațională. M-am întâlnit cu el și mi-a spus, a zis că așa plăcintă mai rar. Senzațională, fabuloasă. Foarte fabuloasă. Asta e. Ce faceți voi, dragilor? Uite, ne plimbăm un pic la piață, mergem acasă și... Merge, bunica! Mulțumim, domnule! Da, un pahar cu apă, vă dăm, un pahar cu apă. Dar cum să nu? Mare, stai eu. Mare ce ocupă. Că tu știi unde. Vrei apă rece? Un pic, mă mutez, nu e așa de rece. Nu, eu mutez, știi? Okay. Pun și... O mulțește, Mare. Să fie bună, că acum e cald. Mă, dar cu ce s-o servim noi pe bunica? Da, bunica, ce ați mâncat de la... Din ce facem noi? Cam ce v-ați... Acum te-a dat un mas mâncare mic. Mi-e cald, așa. E gust, așa. Dar s-a făcut deja turul piețele. Da, e greu. Să vedeți ce vă așteaptă pe voi acasă. Să vedeți ce vă așteaptă. Ciuciu și Ara. Ciuciu și Ara, da. O făcut Agi. Știi ce bine ne-am simțit mai înainte când a venit domnul cu telefonul. Aha. Cu soția în Italia și pe telefon. Da. Ei au mai fost la noi. Și la noi au fost. Fine, care ne-au cumpărat câinea. A, de la... Au văzut de la Zădăreni. Zădăreni, da. Sunt niște oameni minunați. Deosebit. Au fost și la noi acasă. Și așa au stat aici cu noi și au vorbit și au povestit. Și așa bine s-au simțit, așa... Da. Ca și tine, mi-am fi aici, știi? Așa s-au simțit și ei. Ca o familie. Da. Nu, ce faci, stăbunic, aici? Ia ajutorul. Ha? Ia ajutorul, că nu poți să gândești cu tatăl. Stai liniștită. Mâncă cât poți. Că dacă nu se rezolvă aici, asta om de nedește. Las treaba numai. Acum se scoate sărățelele.
Păi știu. Știu. Ce fain miroase. Demențiale una, două de acolo. Da, astea ce iau? Alea sunt mai calde, sunt mai bune. Nu, lasă că... Nu prea pipărate, poate pentru dumneavoastră. Nu, și are foarte bun jumere. Jumere pune miele. E foarte bună mișoară, nu știu. Rețeta exactă și aia o... Și pasta de jumere vine gata măcinată. Da. O punem acolo pe saluat. Da. Jumere punem, nu altceva. Și rețeta stabilită și noi aia o respectăm. La atâta cantitate de făină, atâta pasta de jumere. Și atunci este ce trebuie dacă respecti. Și nu te abați de la rețetă. Până acum m-am dat la e, că imediat să mai plăcunești. Stăm un pic și mergem acasă. Eu mă chiar cam grăbesc că Mirela, cine știe ce o mâncaj? Vreau să-i dau să mă ce stă nimeni. Păi am mâncat la noi. Hai că o sun să-i spun. Da. Da, să stai la locale. La întinde. Nu, nu vă mai duc acasă acum, da? Nu, mergem acasă. Mergem acasă și punem la lucru. La lucru, acolo, la privit în grădinuța de flori. La pus florile, așa, ai putin ca acolo. Vă lăsăm fetele, vă pupăm. Ne vedem mai încolo. Mă caută ăștia până la urmă. Nu te caută nimeni. O muri Ceaușescu. Zice, măi, zice, am urmărit, zice, două femei, zice, până în Iași le-am urmărit. Eu, așa mi-aduc aminte când m-am găsit în vacanță cu el la casă. Și stăteam așa în pat și, nu, și spune și mie, ce fel de ferice ai putut spune tu mie, așa, așa, așa. Nu-i plină țara asta de spioni, face. Ce spioni, mă? Așa, mă, și așa este. Păi zice, dacă ai ști că, zice, eu nopțile, nu tare le dorm. De multe ori când intru în program, nopțile nu le... Și făcea că stătea așa în parcuri și... Nu. Era liniște, nu era nimic în parcă, dar de la o oră oarecare, de la ora 12-1, așa, începea și apărea o bancă, două femei. Unii, nu, și toți stăl, ce, bine că înțeles cum eram singur, eram de la scolie aici, eram. Și stăteam și vedeam că tot ce au. Iar dispăreau, iar și apăreau, am dat îmbrăcăminte. Și le-am urmărit, zice, până, zice, într-un timp, zice, au dispărut și nu le-am mai văzut nicicum. Până iarăși a apărut ca să schimbi iarăși vestimentația și iarăși a schimbat tot altceva. Și urmă au dispărut și le-am sunat după ele și le-am până acasă. A fost la un bloc cu etaj. Și el nu a avut serviciu normal. Normal a fost, asta era misiunea lui. Da, deci el a fost securist și da, asta a făcut el. Și alt serviciu nu a avut toată viața. Da, așa. Și după 90? Urmărea din ăștia, în gară, mulți care erau. Să făcea că cerșești, să făcea că știu, să făcea că... Și când... Nu am știut lucrurile astea. Urmărește și... Da, sunt lucrurile astea mai secrete, mai... Da. Și până în Iași, zice că o mers după unul. Și când acolo îl vede că el merge normal. Când merge, când s-a suit în tren, a mers schiop, el s-a suit după el, că s-a luat urmărit. Nu mai avea, nu era schiop, nu era nimic. Și l-am luat la întrebări și zice, și l-am trimis unde trebuie. Atunci a fost cu o femeie din Iași, a fost asta, zice, măi, zice, am primit și numai te duci în locul cu tare, în locul cu tare, dar zice, deocamdată îți merge să o persoană, dar zice, ai nevoie, trimiți imediat semnale și trimite-mi
corporație. Și m-au găsit casa, au găsit până la urmă. O stat până când s-a notat și când s-a notat, m-au intrat. M-au dat pauză la fereastră și până la urmă. Găzduiți și pe mine, ia uite, nu știu. Și am venit aici și m-am rătăcit și nu mai știu. Și era și un capot roșu. Dar ce, imediat ținea pistolul, ce ținea mâna așa. Și știe, imediat că trebuia să fim atenți și la persoana care o acosteam. Să fim atenți în ce poziție este. Și eu zic, multe ori ziceam, și mi-a trecut bluntul până la urechi. Doamne, mulțumesc. Deci fratele a fost securist. Nu mai spune mai mult, că poate trezim amintirii care ne trebuie. Noi acum vă lăsăm. Filmăm acasă când am ajuns și vă arătăm ce am cumpărat. Tu ce am cumpărat? Da, să vedem ce mai pe aici. Ok, pune pe față. Da. Bunica se odihnește. Asta e de la bunica. Cioculeste ea ieri și l-a pus în zahăr, a scos și sâmburii. Da, îți dai seama, și în zahăr l-a pus pe ei. Da. Asta ce am cumpărat noi acum. Mirela, hai să vezi, vine aici. Hai de să vezi. Ce ți-o luat măta? Hai Mirela să mâncăm. De la domnul Ionică. Hai să mâncăm. Hai. Prietenul nostru de la Nucă. De la Nucă. Nucă acum sau eu? Nu. Uită-te. Nucă eu nu. Oh, la 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 la, haleluia. Dar de ce numai așa puțin? Mai este o bucată. Mai este. Și cât ai dat pe asta? Păi ce vrei să faci cu ea? Că tu pe mine, masă și mâine mai mânci. Da, bagă în congelator, îmi place să o mânc congelat. Da? Nu pot, mami, uite ce am pe mâine. În bagă. Congelator direct. Ok. Bagă-ți-o. Asta nu vrei să mânci acum? Mănâncă, n-am mâncat. Păi mâncați voi. Păi mâncă acum, așa tu dacă ți-e foame. Oh, nu e mai foame. Nu vrei să mânci. Am mâncat. Am mâncat eu, mai de dimineață. Pune aici în congelator. Faceți-i la bun eu cafea. Și mie vreau o cafea, vă rog. Uite, aici am girecat de la fete. Ăsta alu bunica. Eu dat ei la pachet. Lasă, Mirele, că avem noi prăjitură. Cum să nu? Dacă ia o chexe la o plăcit la o cafă. Păi bun. Da. Uite aici tu, vine aici. Chexe la o cafă. Chexe la o cafă. Vine aici. Mă dat de la câini. De la bunica, ce-a făcut. Ok, dă bun. Nu fă-ne prima dată cu cafă, ia să mă aloc cafă. Acestea au fost cumpărăturile noastre și pâine am luat. Ce e aici? Ți-ai luat mingi de... nu mingi de tenis. Palete de tenis. Palete de tenis. Sau de baseball. Arată. Scuze. Doamne, doamne. Mami, are o finețe. O făcut așa, ce se fac? Am înțeles. Uite, nu mă împic dacă îl miști. Așa e. Deci, să vă prezint eu ce... Ai prăjitură, cine a dus bunica ce-a rămas. Să vă prezint eu ce vreau să vă spun. Asta punem aici, că nu-i cumpărat. Așa. Așa. Asta vreau să vă arăt. Dar ce puță roșii aia? Astea sunt roșii inimă de bou. Uitați, pe timpul ăsta așa ceva mai rar. Are deci mai rar. Deci astea sunt cele mai bune roșii care există pe piață. Să știți. Sincer. Și am luat pe lângă puiul care vreau să-l pun la cuptor cu șastea. Nu-i prea mult, mami. Nu-i mult. Păi, una din aia mâncă 3 persoane. Ce bun e asta la cuptor. Eu știu.
foarte tare. Și ți-a luat vărzuță? M-am luat să fac salată de vărză. A, și ciuperci. Am luat pentru salată. Că nouă ne place salata de vărză. Da, brânza e o brânză binecuvântată de la domnul Traian. Atunci astea așa. Da. Ăsta îl spăl. Și pun brânza acolo? Da. Așa. Mie asta mă place. Dar dulce. Fă-l înăuntru. Nu, hai fă finalul, mami. Că trebuie să mergem până la sală, mai jumătate de oră. Sară și ăsta. Așa-și ciupeci, nu-ți din pădure, îți cumpărate. Acestea sunt cumpărăturile noastre pentru astăzi. Noi mulțumim la Tatăl Ceresc pentru fiecare zi care ne oferă numai bunătăți. Eu pot să spun că sunt numai bunătăți. Slănina lipsește că e în congelator. Deja am pus-o să se răcorească un pic. Am găsit cireșe cu 10 lei kilogramul. Oh, așa fain. La o doamnă a fost, da, o doamnă a fost 18 lei. Și m-am gândit, poate nu-i place la bunica ce iau eu, poate îi place altfel, aia cu 18. Și până la urmă am dus-o acolo și le-o luat toate cât au avut, 3 kg. Vă dorim pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, să vă însoțească, să vă binecuvinteze, să vă poarte de grijă. Pace, la revedere! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 11 iunie 2024. Evanghelizare sau fosilizare? Înveți fi martori până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Antrenorul Vince Lombardi a condus echipa de fotbal american Green Bay Packers din victorie în victorie. Dar într-o zi au pierdut în fața unei echipe pe care ar fi trebuit să o învingă cu ușurință. Lombardi și-a adunat echipa, a băgat mâna într-o pungă, a scos de acolo o mingea de fotbal și cu zâmbetul său inconfundabil a spus: domnilor, aceasta este o minge de fotbal. Cu alte cuvinte, era timpul să se întoarcă la elementul de bază. La fel este și în viața spirituală. Domnul Iisus este căpetenia mântuirii noastre. Scrie în Evrei, capitolul 2, versetul 10 și capitolul 12, versetul 2. Înainte de a se întoarce în ceruri, El ne-a dat, dacă vreți, planul de joc. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Scrie în versetul 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și cum ultimele cuvinte ale unei persoane sunt dintre cele mai importante, lucrul acesta ne face să ne punem întrebarea: cu cine vorbea Iisus? Cu tine. Tu îmi vei fi martor. Există oameni în jurul nostru care nu vor merge niciodată la biserică. Tu poți fi singura lor șansă de a auzi Evanghelia, prin ceea ce declară buzele tale și demonstrează viața ta. Care este această putere despre care vorbea Iisus?
Duhul Sfânt. Cuvântul grecesc pentru putere este dinamos, de unde provine cuvântul dinamită. Dinamita este o forță explozivă, care atunci când este exploatată corespunzător, poate înlătura orice obstacol care stă în calea înaintării, progresului. S-ar putea să spui, nu am fost niciodată la o școală biblică și nu mă simt calificat să împărtășesc Evanghelia. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei calificați, El îi califică pe cei chemați. Îi umple cu Duhul Său și îi folosește pentru a ajunge prin ei la o lume care suferă. Așadar, dacă faci parte din Biserica lui Hristos, și tu ești chemat să faci acest lucru. Ține mâna mea.
viața tău ție.